Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă titlul te-a atras sau dacă ai intrat pe acest videoclip, cu siguranță ai aici un mesaj pentru tine. Hai să vedem așadar mesaje din partea tarotului pentru următoarea perioadă, din momentul în care tu vezi acest videoclip. Să vedem din punct de vedere personal, ok, profesional, dar și surpriza. Bun, ai foarte multe mesaje. Ce văd aici este faptul că a fost o perioadă, sau poate încă este, destul de agitată în dragoste, în care e ca și cum cineva se lupta aici cu morile de vânt. Dar de foarte mult timp, adică perioada asta durează de ceva timp, nu e de acum. Poate încă nu ți-ai găsit persoana potrivită sau poate ai avut o experiență mai puțin plăcută în care e ca și cum ai stat, te-ai luptat o perioadă bună, dar pentru niște iluzii, pentru niște promisiuni, pentru niște lucruri care nu erau reale. Ok, personal, ce văd aici este faptul că ești pregătit să începi o nouă viață. Poate vrei să te muți undeva nou, într-un loc nou. Pe de altă parte, văd aici o activitate nouă pe care tu vrei să o faci pentru sufletul tău. Un adolescent care îți vine în vizită sau o persoană mai tânără care are un rol foarte important în viața ta. Poate e cineva care ți-a venit în casă recent sau care urmează să-ți vină în casă. Mai poate să fie și o întâlnire cu niște prieteni sau cu niște prietene. O întâlnire în familie care poate a avut loc sau care poate are loc în acest moment. Dar văd pe de altă parte și o abordare imatură a unei persoane. Da? E ca și cum tu te uiți spre comoara asta, îți dai seama ce ai, doar că îți dai seama că e nevoie să acționezi diferit. Da? Și ce urmează, avem un 5 de monede, adică înseamnă că cineva abandonează ceva anume. Poate să fie și un moment în care se discută aici despre o despărțire sau despre o problemă din punct de vedere material. Poate e o problemă de sănătate. Dar văd eu aici că cineva e ca și cum renunță. Spune, băi, gata, am stat, am așteptat, am ascultat ce a fost. Bun. Ce văd aici? Este o persoană care fie riscă de felul ei, este o persoană mai imatură sau poate chiar este o persoană mai tânără de vârstă, cineva foarte curios să descopere viața, cineva foarte curios aici să descopere un adevăr. E cineva care e ca și cum a luptat aici doar din vorbe cumva. Da? Și pentru unii dintre voi e ca și cum nici dragostea asta parcă nu mai există acum. Da? Parcă vi s-au necat corăbile, unora dintre voi, bineînțeles. Hai să vedem 5 de monede. 5 de monede spune că e un moment în care simți nevoia să stai singur. Da? Să stai singur. Să te bucuri de ceea ce ai. Să stai tu cu tine. Aici văd un moment în care e ca și cum îți este teamă pentru viitor. Spui, bun, dar rămân singur toată viața sau rămân în senzația asta de singurătate, de abandon. Pentru că este aici așa ceva. Chiar și o lipsă de încredere văd. Da? În iubire, în tine. E ca și cum, uite, cineva a stat într-un compromis sau poate tu ai stat într-un compromis și acum îți dai seama. Vrei atenție, vrei iubire, cum ești pisica. Marele preot, adică poate chestia asta se întâmplă undeva la o zi sfântă, la o zi mare sau poate chiar undeva într-o zi pe la amiază. Uite, vrei să pui capăt unor traume, unor răni care poate au fost în familie sau poate chiar au fost în situația asta. Dacă e vorba de prieteni, aici e ca și cum parcă te-ai întâlnit cu niște prieteni și te-ai dat seama că, nu știu, poate e cazul să iei o pauză de la grupul ăla sau poate e cazul să-ți mai vezi puțin de plăcerile tale. Hai să vedem profesional sau financiar. Aici avem 9 de spade. E foarte mult stres aici sau îți faci tot felul de griji, îți faci tot felul de gânduri în legătură cu situația. Și ia să vedem despre ce e vorba. 9 de spade mai înseamnă și un stres nefondat, dar pentru unii e un stres pentru că, uite, sunteți prinși între mai multe activități și nu știți exact ce să faceți, nu știți exact pe care să o faceți prima.
Mai văd o legătură cu zodia săgetător pentru unii dintre voi. Atenție puțin aici pe sănătate, adică mai lasă stresul ăsta. În momentul în care te apuci și, mă rog, să zic că te stresezi, că ai multe de făcut. Ok, apucă-te de făcut, că după aia se mai duce și stresul. Dar ce ți-aș recomanda aici e să ai un program foarte bine pus la punct, foarte bine organizat. Și ce mai văd din cărți e să mai ceri ajutorul și celorlalți, da? Să nu-ți iei toată povara asupra ta. Hai să vedem ce urmează. Uite, avem 10 de cupe. Aici urmează o bucurie foarte mare pentru tine din punct de vedere profesional. Poate este o bucurie mare legată de familia ta. E o bucurie cumva oficială, da? 10 de cupe înseamnă un ideal pe care tu îl ai și poate din acest motiv ești stresat, dar reușești. Reușești. Poate e cineva din familia ta care te ajută, mai văd. Ia uite ce încredere capeți în tine. Iar dacă aștepți un răspuns legat de bani, legat de viața ta profesională, răspunsul ăsta e pozitiv. Da? Și uite, văd aici că apare o mică petrecere. Poate e o petrecere la muncă sau primești o veste bună. Văd aici niște conversații pe care le vei avea cu cineva, conversații foarte benefice. Un succes văd, pasiune, e ca și cum petreci. Hai să vedem surpriza că au ieșit trei cărți. Trei cărți. Prima e doi de bâte. Surpriza ține de o hotărâre pe care cineva o ia. Sau surpriza ține de o situație care durează de foarte mult timp. Cineva care e foarte indecis. Surpriza mai poate să țină și de zona străinătății. Da? Și uite, e un vale de cupe aici. Adică o veste bună pe care o primești. Poate să fie o veste bună legată de un copil sau legată de persoana iubită. O nouă persoană care apare sau o invitație pe care o primești de la cineva. Da? Șapte de bâte. E cineva care poate te pune într-o așteptare, stă puțin singur, se gândește aici și apoi văd aici că vine să-ți demonstreze, vine să acționeze. Poate să fie și o nouă dragoste care apare. Doi de bâte, asul de cupe. Da, văd aici, uite, o persoană, poate e cineva din zodia fecioară, berbec, balanță, vărsător, gemeni, poate, da? Dacă nu, e o persoană aici matură, asumată, este o persoană cu experiență foarte mare de viață sau o persoană ușor șireată. E cineva care își dă seama că trăiește niște lucruri diferite în relația cu tine. Da? Valetul de cupe a venit clarificat tot cu valetul de cupe. Aici poți să afli o veste legată de un copil sau legată de o persoană mai tânără. E cineva care fie își dorește un nou început alături de tine. Surpriza e că cineva vine către tine cu ceva concret, cu ceva stabil. O surpriză frumoasă pe care o ai în urma unui drum pe care îl faci pentru a rezolva o chestiune financiară. Asul de monede, deci surpriza pentru tine ține de un nou început. Fie un nou început într-o relație, adică poate să fie și o relație de prietenie și o nouă etapă în relația cu un copil sau poate chiar o nouă persoană care apare, un nou proiect. Niște noutăți foarte plăcute văd eu aici. Ia uite, o întâlnire. Te întâlnești cu cineva sau cineva care îți propune să vă întâlniți, să dați cărțile pe față. Ia uite. Da? E ceva ce oricum trecea prin transformări de foarte mult timp, doar că cineva tot evita, cineva tot zicea că nu acceptă schimbarea, nu acceptă transformarea. Asul de bâte, deci oricum iau cărțile, toate vorbesc de o nouă etapă, un nou început. Asul de bâte mai vine și cu pasiune și cu bucurie, entuziasm, o flacără care se reaprinde, nu știu, te îndrăgostești sau îți revine speranța. Foarte frumos. Hai să vedem ce zic îngerii romantici. Îngerii romantici zic că aici sunt niște probleme cu familia, adică fie sunt probleme în familie, fie cumva trebuie să-ți ierți părinții, da? Sau să faci pace cu aceștia ca să-ți fie bine în momentul ăsta. Și uite, o nouă iubire ți se zice.
O nouă persoană. Surpriza e că, nu știu, fie îți recapeți pofta de viață, fie rezolvi ceva și simți că lucrurile merg pur și simplu de la zero. Ia uite, pasiune, suflet, pereche. Aici, da, uite, poate să apară dragoste atunci când te aștepți mai puțin. Sau îți recapeți tu pofta de viață. Da? Poate e ceva legat de o vacanță sau de un timp de calitate petrecut împreună cu cineva. Hai să vedem oracolul ce zice. Oracolul zice despre un final și un nou început. Uite, deci se repetă mesajele. Și mai văd aici dorință, atracție. Deci surpriza e că, știu eu, poate o prietenie se transformă în iubire sau o relație se restartează, poate apare o nouă persoană, îți găsești o nouă pasiune, finalizezi ceva și în același timp începi ceva ce pe tine te pasionează. E ca și cum ai o pasiune, dar îți place să faci ceva și acolo apare acest nou început, apare această schimbare. Dar din nou, uite, dragoste sau o nouă dragoste poate să fie. Schimbare, puritate. Aici, uite, și interesant e că a apărut și cerbul. Deci avem căprioara și cerbul sau gazela, ce e aici. Ideea e că e un cuplu. Un cuplu. Poate afli de un cuplu, că s-au împăcat, că se logodesc, că se căsătoresc, știu eu. Este cineva cumva din lumea ta, este cineva de la nivelul tău, din punct de vedere financiar, informațional, spiritual, tot ce vrei tu. Și ceva legat de o sumă de bani, o moștenire, un bărbat matur. Da? Cineva care vrea pace. După o perioadă ciudată. E adevărat. Hai să vedem tarotul meu ce zice. Uite, o noutate la drum lung. Deci aici noul ăsta început are legătură fie cu ceva ce faceți pe termen lung, fie o bucurie mare pe care o ai de la cineva care se află la distanță de tine, într-o altă țară, într-un alt oraș. Aici este adevărat că am zis eu că e ca și cum renunți la ceva, da? Dar știi cum e? Ca să vină ceva nou în viața ta, trebuie să faci curățenie. Da? E ca și cum vrei să-ți cumperi o mobilă nouă, dar n-ai unde să o pui pentru că trebuie să o arunci pe cea veche sau să o donezi sau știu eu ce vrei. Cam așa și aici. Pentru că aici, uite, mie mi-apare un conflict, un proces și o judecată. Adică, nu știu, unii poate aveți chestiuni legale, pentru alții e ca și cum stai de vorbă cu o persoană și îți clarifici o poveste, îți clarifici ceva anume. Reușești să rezolvi o situație importantă. Poate erai prea atașat de o situație și acum când te detașezi, lucrurile se schimbă, e normal să fie așa. O persoană aici care e inteligentă, e ușor vicleană, își urmărește interesul, dar până la urmă văd că e o veste bună pentru tine. Veste onorabilă, o veste care te liniștește, repet. Hai să vedem îngerii ce zic. Oportunități, deci pentru tine apar niște oportunități aici. Ai așteptat foarte mult timp ceva anume, dar ți se spune să-ți asculți intuiția în situația asta. Și e ceva ce se întâmplă într-un an de acum încolo sau e ceva ce durează de un an de zile. Poate la anul, să zic, se rezolvă ceva. Trebuie să fii sigur pe tine, zic îngerii.
și să te uiți după semne. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai stat alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă, iar dacă dorești o citire pentru sufletul tău, găsești oricând pe aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai stat alături și să ne revedem cu bine și data viitoare.